alimente care nu se combină? De exemplu, carnea cu cartofii, odată. Nu, conform recomandărilor ghidurilor în vigoare, ca să zic așa, ghidurilor de nutriție, nu există interziceri, nu combini alimentul X cu alimentul Y. Important este să avem cam din toate grupele alimentare pe parcursul întregii zile. Că să mâncăm și legume, să avem și fructe, să avem și surse de proteine, sunt să le combinăm în așa fel încât să ne îndeplinim necesarul caloric în funcție de ce consum în repaus și în funcție de câtă activitate fizică fac.